Bine ați revenit alături de noi, dezbateri în platoul București TV pentru alegerile din 26 mai. Alegeri foarte importante pentru România și pentru întreaga Uniune Europeană. Mi-am propus și mi-am promis mie însămi că vom dezbate subiecte europene. Aveți sloganul la partidul nostru Uniți în Europa și veniți cu un proiect foarte curajos la nivel european, cel pe care îl promova și Victor Hugo la vremea lui, considerat un nebun pe vremea aceea. Statele Unite ale Europei. E cu subiect și predicat spus de către domnul președinte Băsescu, spus de către domnul președinte Tomac, că acesta este proiectul de viitor al Partidului Mișcarea Populară. Ăsta este rostul României în Uniunea Europeană, fiindcă, fără nicio discuție, proiectul nostru vizează acest final, Statele Unite ale Uniunii Europene, ale Europei, da? De ce spunem noi lucrurile acestea, da? Până atunci, evident, trebuie făcut o serie întreagă de pași, dar punctul terminus, aceasta trebuie să fie o Europa puternică, fără nicio discuție. Dar dacă nu vorbim de global, foarte îndepărtat, era termen de 5-10 ani. Adică, n-asta credeți posibil ca după două viitoare parlamente europene să avem? Categoric că da. De ce, domnul Rotaru? Dar prin ce formulă? Imediat. Viitorul parlament, evident că este cel care va decide asupra politicilor care vor fi în concordanță cu bugetarea 2021-2027. Dacă acolo se regăsesc, acolo se vor regăsi toate măsurile de acțiune viitoare, da. Da. Și aici o să nominalizăm, fiindcă mai multă, convergență. Știți foarte bine, asistăm acum, fiindcă în planul nostru de acțiune sunt și diagnostice, dar și, bineînțeles, soluții. Ceea ce se întâmplă acum în Uniunea Europeană, unele state au luat-o înainte, altele au rămas în urmă. Da. Da? Și aș puncta... O secundă, ele oricum erau înainte sau în urmă, înainte de a adera încă la Uniunea Europeană. Este vorba de convergență privind politicile, aplicarea politicilor unitare la nivelul Uniunii Europene. Fiindcă ați și văzut, și dau exemplu Germaniei, ceea ce am discutat adinea ori în pauză, da? Chiar și guvernul României a chiesat la Nord Stream 2. Da. Evident că Germania și-a rezolvat o problemă din punct de vedere energetic, dar convergența privind situația politică energetică la nivelul Uniunii Europene de data aceasta scârție. Evident că vom promova astfel de acțiuni și măsuri și vom susține în cadrul Parlamentului European pentru convergență. Dar cu ce toate statele... Până în acest moment avem Polonia, Ungaria, România și Cehia sub amenințarea articolului 7. Fără nicio discuție, lucrurile acestea se vor rezolva de la sine și probabil că electoratul românesc va spune la referendumul care e organizat de președintele statului, domnul Iohannis, va spune. Și evident va fi rezolvată problema aceasta. Rămâne problema cealaltă, da? Ce vrem noi să fim în Europa? Și asta trebuie să facem noi, nu să facă Uniunea Europeană pentru noi. Ca și văzut, și apropo, și fac un acord cu politica agricolă. Singurul lucru care, sau singurul eveniment, singurul fapt la care se rezumă politicienii din România, cei care conduc, dar se rezumă la ce? La subvenții. Da. Dar nu discută de situația egalizării subvenției ca să fie uniformă la Uniunea Europeană. Pentru că românul de rând simte ce intră în buzunar. Da. Adică, mă scuzați, dar asta este modul în care se percepe lucrul. Da. Deci, și aș fi văzut acțiunile celor de la guvernare, da, au pus stabilă la graniță să controleze toate legumele care vin din Uniunea Europeană. Păi asta este măsură populistă care se... Și e de natură, natură să îngrijoreze și partenerii noștri din Uniunea Europeană, nu numai pe noi în calitate de consumatori. Și atunci, evident, că trebuie să fie un set de politici. Lucrurile acestea sunt în planurile noastre de acțiune. Deci, acesta este obiectivul, să creați din România, sau prin reprezentanții pe care încercați să-i trimiteți în Parlamentul European, Partidul Mișcarea Populară mă refer, să creați acei factori de dialog cu statele care se luptă pentru Statele Unite ale Europei. Categorică, da. Doamna Crișan, și USR Plus a venit cu aceeași, dar nu cu subiect și predicat. Nu. De ce? Ne dorim mai multă Europa, mai mult Bruxelles decât București, cu o, dacă vreți, reglementare debirocratizată, dar care să se aplice mult mai direct către ce se întâmplă intern în România.
Ca urmare acestui fapt, după cum probabil erați aflat, am avut un comitet politic și reprezentanții USR Plus, Alianței 2020 USR Plus, vor contribui în viitorul Parlament European la constituirea unui nou grup politic, împreună cu o parte ALDE și grupul președintele Macron, En Marche, împreună cu Ciudadanos din Spania, un grup politic care își dorește mai multă Europa, mai multă integrare, reducerea discrepanțelor dintre regiunile Europei și o Europa într-o singură viteză, nu o Europa cu două viteze. O secundă așa aici. Am o mare întrebare. Domnul Macron a venit în mai multe rânduri și a declarat că e adeptul, aproape cu subiect și predicat, adeptul Europei cu două viteze. Da, domnul Macron, cu ceva vreme în urmă, prin decembrie anul trecut, a și refuzat să discute cu vestele galbene și după ce a început să discute cu vestele galbene și să le înțeleagă problemele, și-a schimbat optica în legătură cu asta. O secundă, dumneavoastră încercați să dialogați cu un om care nu e consecvent? Nu, eu cred că oamenii, pe măsură ce află informații, pe măsură ce înțeleg și alte puncte de vedere, pot să-și schimbe punctele de vedere. Adică nu cred că un punct de vedere e bătut în... Dar, Cristian, totuși vorbim de președintele celui de-al doilea stat ca putere economică din Uniunea Europeană absolut, în acest moment. Absolut. Pe lângă ceea ce pot să facă statele din vestul Europei pentru noi, sunt lucruri pe care putem să le facem și noi acasă. Adică eu nu cred că România a stat sau va trebui să stea sau ar putea să stea cu mâna întinsă numai către ajutoarele care vin de acolo. Ne trebuie să facem eforturi și acasă. Și cred că dacă există această deschidere... Și noi cotezăm către Uniunea Europeană. Pe de altă parte, cred că există o aliniere de valori între vestul Europa și România mai mare decât alinierea de valori pe care noi o avem, de exemplu, cu grupul de la Visegrad. Și cred că e important și pentru statele din vestul Europei să se uite spre aliați din Est, care pot veni cu un suflu nou, cu o nouă, să contribuie la un leadership mai eficient, mai bun, mai pro-cetățean. Toate astea în timp ce Germania își construiește un Nord Stream 2. Să rămânem pragmatici, vă rog frumos. Trebuie să rămânem și pragmatici, dar pe de altă parte trebuie să rămânem și cu, cu o proiecție. Nu? Trebuie să rămânem și cu o proiecție. Adică dacă tu nu ai un plan, o să fii mereu partea planurilor altora. Și atunci, dacă noi avem un plan, o viziune despre unde ducem Europa, putem să aliniem resursele pe care le avem în direcția asta. Dacă... Okay. Mai multă Europa, dar subiectul și predicatul. Pentru că dumneavoastră așa predați studenților pe spuncă. Cu liniuță sau subiect și predicat? O Europa a națiunilor sau o Europa federală? Europa sub formă federală. De... Aici voiam să ajung. Mulțumesc. Deci până acum sunteți în aceeași ordine de idei. George Simion, Alexandru Vâlvoi, cum se poziționează față de viitorul proiect european, care cu siguranță va fi într-un fel sau altul. Adică e mai mult decât sigur că nu va fi Uniunea pe care o vedem acum, așa peste 5 ani. O Europa cu două viteze ar fi o nouă greșeală, ca și în urma Congresului de la Haga din 1948, când viziunile și diferențele dintre Est și Vest nu au fost... Nu putem pune, mă scuzați, dar nu putem pune semn de egal între 1948. Nu, în sensul ar fi la fel, și... corect, dar ar fi la fel o greșeală de a nu se lua în calcul diferența dintre Est și Vest. Iar a merge pe două viteze este clar că vei adânci aceste diferențe, nu vei aduce cumva la același nivel statele, atât cele din Est cât și cele din Vest, care într-adevăr sunt mai dezvoltate. Pentru ca Uniunea Europeană să fie mai puternică, ea trebuie să fie și, până la urmă, puterea Uniunii Europene. Dincolo de coeziune, vorbim de termeni macroeconomici, macrogeopolitici, dacă putem să-i calificăm așa. O Europa a națiunilor sau o Europa federală sub forma statelor? Națiunile sunt și trebuie să rămână baza, fundamentul proiectului european. Okay. De asemenea, dar în cadrul unei federații sau în cadrul unei uniuni? Sunt dimensiuni federaliste în actuala formă a Uniunii Europene. Până la urmă este un mixt, ceea ce avem în momentul de față. Dar proiectul Statelor Unite ale Europei vrea cumva să îl imite pe cel al Statelor Unite ale Americii, și care presupune mult mai... Și aici vreau în să același, în același timp nu poate să fie chiar o imitație a Statelor Unite ale Americii, deoarece vorbim aici de... E unică de națiuni construite și, până la urmă, și lefuite în sute de ani. Vorbim de diferențe culturale destul de mari. Până la urmă, perfect de acord. Proiectul european este, unică. Este un proiect de succes până în acest moment, așa cum este, în acest mixt. Da, e cea mai bună formă de cooperare europeană pe care a putut să o găsească națiunea europeană. De aceea, deciziile pentru viitor ar trebui să ia în calcul toate aceste aspecte și mai ales trebuie, până la urmă, luat în calcul cetățeanul. Cetățeanul european, fie că el este din România, din Cehia, din Franța. Până la urmă, vrem o Europa mai aproape de cetățean
sau o Europa departe de cetățean, cu un cetățean lăsat undeva acolo? Tot am vorbit și vreau să ajungem la familie europene. PMP face parte din Partidul Popular European, conservator, pro-Europa, pro-creștinătate. Weber a venit cu un discurs apreciat la nivel european pe direcția aceasta. Asta ne-a spus că încercați să creați o nouă forță politică, o familie europeană. Care să se contrapune eurosceptici, da? Vă referiți la PPE? Nu. Ați arătat spre... Scuzați, sunt nicio formă, nu. M-am uitat chiar curios la dumneavoastră. Nu. Care să se... Probabil că vor intra și eurosceptici în Parlamentul European. Știm deja că... Avem probabil certitudinea că vor intra. Da. Avem tot în Franța, că tot e exemplu și fratele mai mare a României de foarte multe ori, sau sora mai mare. Da. George Simion către ce familie europeană vrea să meargă? În momentul de față el poartă discuții cu principalele familii europene, din ce știu mai puțin cu socialiștii, ceea ce până la urmă este de înțeles și va alege, de ce? Evident. De ce este de înțeles? Adică, pentru că proiectul a spus că e mai presus de ideea de partid politic sau de proiectul în sine. De ce nu cu socialiștii? Nu sunt prima opțiune în niciun caz. Și va alege, evident, familia europeană care va fi mai atașată și cu un grad mai mare de susținere pentru acest proiect, Basarabia România, pentru deschiderea acestei dezbateri, pentru că, până la urmă, revenim la puterea Europei. Puterea Uniunii Europene este dată de puterea statelor membre. Care ar putea fi acea familie? Iar că... România, da, unită cu Republica Moldova, ar fi un stat mai puternic. Drept urmare, și Uniunea Europeană ar fi un proiect, o organizație mult mai puternică. Cu siguranță, știm de la matematică, 1 plus 1 face 2. Când aduni chestii, nu ar trebui să dea mai mult, în cazul în care nu incluzi în ecuația Rusia, spre exemplu, că atunci dacă aduni, iese cu minus de foarte multe ori. Avem o familie sau e negociere încă? Că aici era încă răspuns. Poartă discuții. Am înțeles. Dar spre ideea de proiecte comunitare comune ale Uniunii Europene, e... În ideea de coeziune totală, că aici aveam eu, rămisese dilema privind maniera în care trebuie să se organizeze Uniunea din punct de vedere a unui candidat independent, cu un mesaj naționalist. Evident, o Europa unită, o Europa a națiunilor. Aici voiam să ajung. Mulțumesc. Revenind la proiectele europene și proiectele de coeziune, vom avea pe 9 mai... probabil cel mai important eveniment din punct de vedere european din acest an, summitul de la Sibiu. Două evenimente. Vă referiți la meetingul de la Iași, nu? La Iași, sigur. Să fie o distracție. Vom avea o părere, sper că de curând, când vom avea și reprezentantul Partidului Social Democrat în platou. Până atunci, propun să rămânem în spiritul legii. Ziua Europei, o zi foarte importantă pentru întreaga Uniune Europeană, o zi a victoriei în estul Europei asupra nazismului, o zi de fraternitate, de coeziune, de empatie generală la nivel european. Care sunt direcțiile de mai departe și care credeți că trebuie să fie argumentele majore ale României în acest moment ca stat membru a Uniunii Europene? Am stabilit deja, două partide aici, USR și PMP, sunt pentru Statele Unite ale Europei. Europa mai integrată. Vă rog. Da, cred că doamna e politicos. Ok. Am văzut că se discută deja ca la summitul de la Sibiu să există o declarație cu 10 puncte care să se... care să fie agreată de către liderii de state și de guverne care o să participe. Ce mi se pare mie important în toată povestea asta este că Europa conștientizează faptul că reprezentând cea mai mare piață unică a lumii, 22% din PIB-ul mondial, da, trebuie să înceapă să conteze și ca voce în politica internațională. Suntem cel mai mare donator al lumii. Da? Uniunea Europeană e cel mai mare donator al lumii. Și oamenii din Uniunea Europeană trebuie să știe asta. Suntem puternici numai dacă suntem împreună, numai dacă lucrăm pe aceeași voce. Ce se constată în politica externă este că un alt reprezentant al Uniunii Europene pe politica externă, doamna Mogherini, vine și declară ceva, statele membre declară altceva, iar sigur, noi până când n-o să armonizăm o politică externă, o politică de apărare comună, da, celelalte domenii care conduc spre o dezvoltare și spre închegarea unui proiect comun, deci până n-o să existe un tip de leadership, o viziune comună, un plan comun de dezvoltare, va fi foarte dificil să vorbim pe aceeași voce.
E și greu să vorbești cu aceeași voce, adică... Exact. România simte o amenințare din partea estică foarte puternică, mult mai puternic decât o simte Franța sau decât o simte Olanda sau Belgia. Adică trebuie să fim conștienți și de realitatea geografică a spațiului. Până da, la urmă. Dacă dar te uiți din avion spre Europa... Aceeași, adică astăzi domnul președinte Băsescu a ieșit în conferință de presă și a spus exact aceeași chestie. Încep să mă întreb dacă nu i-a scris cumva discursul. Nu, deci Uniunea Europeană trebuie să aibă o voce unică la da, nivel mondial. Am înțeles asta. Fiindcă de ce? Deci nu trebuie să aștepte da, globalizarea să înghită Uniunea Europeană, ci trebuie să devină un actor activ în, da, în cadrul globalizării. Iată ce ne-a trimis globalizarea. Nu! Ea trebuie să participe la procesul de globalizare, în primul rând, și evident trebuie la nivelul, și bine a accentuat colega noastră de platou, că politica externă a Uniunii Europene trebuie spusă pe o singură voce, o voce teoretic unică. Avem o singură atât voce. În relații, atât în relațiile strategice privind apărarea, privind siguranța Uniunii Europene, dar și securitatea socială în același timp. Fiindcă chiar dacă suntem partide de dreapta, totuși în viziunea noastră stă ce? Cetățeanul Uniunii Europene. Și el, evident, trebuie să se bucure de o securitate corespunzătoare. Că se numește securitate socială, că se numește sănătate și okay, așa mai departe. Întrebarea... Sunt domenii și aspecte ale direcțiilor. Cu riscul de a merge în direcția de a face reclamă, dar nu asta este intenția, totuși întrebarea mea, ca cetățean român în primul rând și ca cel care va merge la vot, de ce ar trebui să, adică pe cine ar trebui să aleagă omul care merge la urna de vot? Că aveți aceeași discurs până în acest moment. Pe noi de la PMP, să vă și spun de ce. Apropo de subiect, că am vorbit de securitatea socială, da? Noi evident că milităm pentru stabilirea unei politici unitare privind salariul minim în economia Uniunii Europene. Referiți la nivel un, exact. Care să fie respectat de fiecare stat. Sau, dau un alt exemplu. Da, ceea ce-i preocupat... PIB-ul România nu poate fi comparat cu cel al Franței. De unde să luăm bani? De asta discutăm de coeziune. Aici intrăm în alte sfere, în alte paliere, la care România trebuie să facă niște eforturi în același timp, dar și statele mai puternic dezvoltate din Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă acest lucru. De ce ar nu poate exista o Uniune Europeană fără coeziune. Păi, nu poate exista o Uniune Europeană... Întrebarea pe care vă adresam inițial era legată de vot. Am și spus de ce. Am dat un exemplu din... Ok, da, pentru salariul minim unic european. N-am spus, nu m-am rezumat la ce am da, dat da, un exemplu, da? Ok. Pentru mai multă conectivitate, pentru mai multă competitivitate, fiindcă vedeți în ce situație se găsește România din punct de vedere economic. Și categoric că toate regulile privind competitivitatea la în Uniunea Europeană trebuie să urmărească același scop. Okay. Nu dezechilibre, ci echilibrarea țărilor din Uniunea Europeană și, bineînțeles, dezvoltarea corespunzătoare. Cred că pentru noi, dincolo de această unică voce și de un nou leadership european pe care noi îl vedem ca venind dinspre țările din Est și dinspre partidele noi ale țărilor din Est, un lucru important este să aducem bunăstarea europeană acasă. Ce-și doresc românii să vadă de la noi este că dacă există o bună practică în orice altă țară europeană, acea bună practică poate să fie transferată prin mecanismele care țin de Comisia Europeană spre țara noastră. Și al doilea lucru este apărarea drepturilor cetățenilor români în Europa. Pentru că dacă noi discutăm despre o liberă circulație a capitalului, liberă circulație a cetățenilor... Sunt încălcate acum drepturile ca asta, să se înțeleagă. Nu sunt încălcate, dar există discuții sau frecușuri, dacă îmi permiteți acestă... Exemplu, Austriei, transportatorii români din Franța, adică sigur, în momentul în care noi avem cele mai mari hipermarketuri din România, care sunt franceze, francezii, trebuie să știe asta. Da? Pe de altă parte... Știu, adică. Da sau nu? Nu sunt convinsă că știu. Și atunci transportatorii noștri, bineînțeles că au, având libera circulație a serviciilor, au aceleași drepturi pe care ei le au aici. Cu drepturi egale, dar... Care nu e mobilă, e o realitate. E o realitate. Sunt stipulate, dar... Foarte dar mulți sloganul noastră de campanie este fără hoție ajungem departe. Exact, ce treabă pentru asta că, cu Uniunea Europeană? Pentru că banii pe care Uniunea Europeană îi pune la dispoziția României au fost cu bună știință ignorați.
în pixul domnului Dragnea stă acum dezvoltarea României și planul național de dezvoltare, când bani, când bani vin gratis de la Uniunea Europeană. Banii care vin de la Uniunea Europeană vin în baza unor strategii. Săptămâna trecută am fost în Bistrița Năsod în campanie și un membru USR dintr-o localitate rurală îmi spunea, da, au venit banii de dezvoltare de la Ministerul Domnului, din pixul domnului Dragnea, s-a renovat căminul cultural și s-a renovat școala. La școală merg 3 copii și în căminul cultural se țin înmormântări. Dacă noi nu gândim... E și acela un spațiu util, adică... Da, dar se justifică doar faptul că dăm cu var pe niște pereți, faptul că... Da, până una alta avem terenuri de fotbal în pantă în România. Exact despre asta vorbim. Avem bani europeni care vin în România, câți mai vin, da, a căror cheltuire, a căror folosire nu merge spre interesul public, nu merge spre dezvoltare. Da? Două clădiri vopsite nu înseamnă că noi am rezolvat problema de forță de muncă și de proiecte de dezvoltare în mediul rural. Ok, și atunci, ca aici era dilema mea, sloganul nostru vine cumva mai mult pe nivel național sau nivel european? Sloganul nostru are două componente. Pentru mine e o mică contradicție. Veniți cu un proiect foarte ambițios pentru Uniunea Europeană, cu o idee foarte curajoasă care spune, acum 200 de ani în urmă era catalogată ca fiind nebun cel care zicea chestia asta cu Statele Unite ale Europei. Acum suntem în alte realități, dar pe partea cealaltă veniți cu o temă de dezbatere foarte internă. Ce încerc eu să vă spun este că această discuție are două dimensiuni. Prima dimensiune este că colegii mei care vor ajunge în Parlamentul European, sper și eu, da, prima bătălie pe care noi avem, trebuie să o ducem, este ca fondurile pentru dezvoltare și pentru coeziune care vin în România în viitor exercițiu financiar să fie la același nivel ca în vechiul exercițiu financiar. E numărul 1. Și numărul 2, trebuie să avem o guvernare națională. Dați-mi voie să termin. Trebuie să avem o guvernare națională care odată banii veniți în România trebuie să știe ce să facă cu ei. Degeaba ne batem în Parlamentul European să aducem bani către România dacă ei odată veniți nu sunt folosiți, nu sunt folosiți sau sunt folosiți în batjocură pentru niște proiecte care n-au niciun fel de noimă. Deci trebuie să existe un sistem de bielă manivelă între ce se întâmplă în politica europeană și ce se întâmplă în politica națională. Trebuie să aducem bani și trebuie să avem o guvernare competentă care să știe ce să facă cu banii ăștia pentru binele public. O ultimă replică, îmi pare că mă impresează deja timpul. Am văzut în programul Giorgio Simion consolidarea flancului estic NATO și aici, că tot am vorbit de armata europeană mai devreme sau vom vorbi puțin mai aplicat în a treia parte a emisiunii, cele două partide au idee de armată europeană. Cum se situează Giorgio Simion față de această problemă? Într-adevăr, pe lângă o voce unică europeană care trebuie să fie, până la urmă, fundamentată pe un consens, da, al statelor membre, este în dezbatere și este de luat în seamă acest proiect de armată europeană care să fie gata de a interveni în cazul în care un stat membru ar fi atacat. Evident că nu trebuie să uităm și de dimensiunea noastră de armata națională, care până la urmă... E foarte nociv să fim în două bărci. NATO sau armata europeană? Cât timp acestea pot să se îmbine... Nu se exclud una pe alta. Propun să luăm o scurtă pauză de publicitate și vă povestesc cu o hârtie semnată de către România în 1999 la Washington. Mă rog, România era pe atunci observator. Revenind după câteva minute.